Popescu Ana Miria, liceul de artă. Încărcați de emoții, cei mici, dar și cei mai mari dintre elevi au trecut pragul Catedralei Episcopale pentru a-și primi diplomele și premiile, răsplata muncilor și a interesului pentru disciplina religie. De ce acest interes? Datorită domnilor profesori de religie care au știut întotdeauna să mă îndrume și să mă ajute, să-mi explice, să pricep această materie, pentru că totuși religia nu este o materie, o disciplină ușoară, nu e o disciplină, se trăiește religia. Anul acesta, Centrul Eparhial și Inspectoratul Școlar au avut din nou o conlucrare benefică în a-i motiva pe elevi să participe la concursuri tematice, gen ucenicii credinței, cultură și spiritualitate românească, fotografie sacră, dar și la Olimpiada de religie. Este un parteneriat școală-biserică. Roadele acestui parteneriat se văd azi aici, când peste 170 de elevi, împreună cu părinții lor, vin să se bucure, deopotrivă cu preasfințitul părinte Nicodim, dar și cu profesorii și preoții care predau la clasele dumnealor. Pot să vă spun că avem sute de copii, poate chiar mii de copii au participat la toate concursurile școlare pe care și extrașcolare pe care le-am organizat. Rezultatele dascălilor au fost pe măsura efortului depus. Peste 170 de elevi și-au primit cu mândrie și bucurie diplomele, dar și premiile, constând din icoane, cărți de spiritualitate creștină și CD-uri cu conținut religios. Eu am învățat credința pentru că am mers de foarte multe ori la biserică și pentru că îl iubesc pe Iisus Hristos. E un copil care merge la biserică, de exemplu, mai des. Este credincios și îl iubește pe Dumnezeu și pe Fiul lui Iisus Hristos. Și este mai bun? Normal. Văzându-i pe toți, mi-am dat seama că poporul acesta are încă resurse. Copiii aceștia minunați, cu minți, cu credință în Dumnezeu, sunt nădejdea noastră. Rezultatele elevilor sunt împărtășite și de părinții care văd în religie mai mult decât o disciplină școlară. Contribuie foarte mult la educația lor, atât spirituală cât și trupească. Consider că e foarte importantă pe lângă celelalte materii. Ne dorim cu toții, mă refer la noi părinții, ca acești copii minunați ai noștri să crească în acest spirit al credinței, să fie buni, să fie cinstiți, să fie corecți. În cadrul evenimentului special au fost premiați și profesorii îndrumători de la Catedra de Religie.